Botul tău se vede mai tare în carimelul. Te iubesc, da. Ouleu, ce-am făcut? Îmi strânge urechile atât de tare încât nu mai aud bine. Ce culoare de roz, deci nu, nu pot să cred. Două puncte din astea mai mari, așa. O să reușesc să o fac ca nouă, dar asta e. Ouleu, trebuie să mă grăbesc. Este prima dată când încerc o astfel de cremă solară. Cât de bine îmi sculptează fața conturul acesta de la She Glam. Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pregătit pentru voi un video foarte interesant. O să testăm produse de pe Shein, de la Avon, de la Oriflame și nu numai. Am pregătit o grămadă de lucruri foarte interesante pe care le punem la test. O să fie un video distractiv și interesant, de asemenea și informativ, pentru că așa o să știm ce merită sau nu merită cumpărat. Vă las să vizionați! Mami o să testeze aceste trei produse de la Avon. În primul rând, un tuș de ochi, Dramatic Duo se numește. Duo deoarece are două capete. Un capăt este alb, iar celălalt capăt este negru. Adică un tuș alb și un tuș negru. Mi se pare wow! Niciodată nu am mai folosit un tuș alb, sunt tare, tare curioasă să văd cum va arăta. Apoi aici, un rimel albastru de la Avon din gama One Color Multiple Lash Mascara și acest ruj care a fost super, super în trend în iarnă, Power Stay High Voltage Spark în nuanța Scarlet Flame, este o nuanță de roșu. Și este un gloss rezistent care are sclipici. Acesta este. Haideți să le încercăm! Am invitat-o pe mami la mine în studio, iar acum se va apuca de testat produse. Acesta este primul, care este tușul alb. Doamne, sunt atât de curioasă! Eu sunt aici cu mâinile. Că trebuie să-l desfacem înainte pe asta. Da. Cu ocazia asta vă reamintesc să-i dați și subscribe la ea pe canal, pentru că postează niște lucruri superbe, ținute, și cu ocazia asta o încurajăm să posteze mai des. Și desigur follow la noi pe Instagram și pe TikTok. Da, să dați, ba, gata. Ia să vedem. Ia să vedem. Am aici o oglindă. Da, ce curioasă să vezi. Atentă, se desface așa. Asta-i. Drăguț! Așa are pensula. Ce departe e oglinda de mine. Mai bine mă fac aici, în ecran. Uite ce lichid e. Uai, dar ce fain arată! Super! Uai, ce fain! E foarte fain! Ce Shiro? Shiro este în spatele fundalului și plânge că nu ne vede. Foarte fain arată! E superb! Thumbs up, thumbs up! E superb, îmi place mult de tot. Șiruță, mamă. Șiro. Stai că vin imediat. Da, nu, că n-ai loc. Te-l pot da pe aici. Cred că imediat vine mami. Doamne, ce bine arată. Șiro, nu poți, mami. Nu poți. Hai! Uitați-l! Am zis că n-ai loc! Ce faci, mami? Hai aici! Nu, hai! Hai, dar nu putem! Că ne de la o fel ne stric aici! Hai. Ne strici cadrul, mă, mamă! Hai să vedem! Hai, în cap? Nu în cap! Uitați-l! Aici botul! Da, nu merge! Nu! Punem cadrul la loc? Cum e? Și rogata nu mai conturba pe mami!
Face tuș la ochi. Ia uite. Doamne, ce frumos arată! Oh my god! Rimelul, tușul ăsta e perfect pentru festivaluri și acum e sezonul, deci chiar vă recomand. Cum îl las așa? Da. E un pic îndepărtat de oglinda, dar cred că e și fain. Și acum sunt tare curioasă cum o să arate împreună cu rimelul ăsta. E un rimel albastru. Hai, 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 vino. Vezi dacă încă nu încape. Nu încape. Așteaptă acolo, Shiro, că vin imediat. Încearcă din partea asta la altă. Ce faci, mă? Ia să vedem. Ce pigmentat este. Shiro tot încearcă. Se vede deja. Da? Da. La mine se vede, la voi? Shiro așteaptă că vin imediat. Ies puțin din locul ăsta, că mă Shiro. Vezi că o să cade de aici. Simo, te iubesc. Ce faci, mami? Aici, aici este ceva de lume. Aici. Hai, intră. Aici. Na, vezi ce fac? Mai stai acolo. Asta e frumos acum. Ia să vedem. Foarte fain. E superb. Și îmi place că ți-a și ondulat genele. Shiro. S-a pus în fața la oglindă acum. Păi nu mai văd nimic, mă, Shiro. Hai înapoi, hai înapoi. Nu mai vrea. Hai, mă, Shiro, șezi. Că mă fac aici. Ecran. Shiro, nu pot de tine, mă, mamă. Mi-a acoperit toată oglindă. Și rău, 5 minute dura, mă, și rău, mă. Și veneam înapoi. Îmi place foarte mult și rimelul ăsta. E pigmentat, ondulează genele. Țineți cont că mami nu și-a ondulat genele. Și se bagă el acolo. Doamne, și ce bine arată împreună cu tușul alb. Deci, îi un look, îi un look. Fac un pic aici jos. Mă, Shiruț. Bă, tu dau să vede mai tare, mă, carimelul. Te iubesc, da. Răbdare nici 5 minute, mă, și râs, mă. Cum e, fain? Da. Se vede? Da, se vede. Wow! Chiar se vede. Trebuie să mai fac un pic de asta. Îți place, Shiro? Cum să fac cu mami? Îți place, mă? Ia să vede. Pun așa. Se vede? E super. Și acum hai să încercăm rujul de la Avon. Asta. Ia uite-mă. Vezi? Rujul. Ăsta are un sistem. Deci îl aplici normal. Și după ce este aplicat, trebuie să strângi de buze și apare sclipiciul. Ok, dar nu văd nimic de Shiro. Mamă, Shiruț! Stai așa un pic, că nu văd oglinda, nu.
nici cum. El trebuie să stea fix lângă mami, deci nu poate. N-are cum. De ce mami stă aici și el nu? Și mai vede și musculițe. Și stai cu minte că ne dărâm cadrul. Așteaptă. Hai, mă, Ciro! Ia! Acum, hai să vedem, apare sclipiciu sau nu? Ia uite și la mine. Ceva se vede. Ia strânge mai tare. Da, apare, apare. E așa un sclipici auriu. Și fă-i testul să vedem dacă se transferă sau nu. Să-l mai lăsăm un pic. Da. Acum simt că se usucă. Imediat. Frumosule, frumosule. Se vede? Ceva sclipici? Da. Bine, sincer, mă așteptam să fie sclipici un pic mai wow. Nu e ce știi, adică nu se observă foarte tare, dar rujul arată super bine. Ok. Îți curioasă dacă se transferă sau nu? Nu. Adică n-au un punct, dar punctul ăsta nu e. Da, ia mai fă o dată. Hai să vedem pe mâna asta. Da, unde am dat un pic mai mult și nu s-a uscat. A, da, nu da, poți. Asta nu înseamnă că se transferă. Nu, nu. Chiar nu se transferă. Uite, mai facem o dată. Și ce greu, îl dau jos de aici. Da, trebuie lăsat un pic mai mult. Ia, șterg bine. Mai facem o dată. Nu se ia. Nu se ia. Nu, e foarte bun. Uh-huh. Sper că v-au plăcut invitații mei. Pa! Pa! Hai să mai facem un test. Hai să mai facem un test. Se continuă. Nu s-au luat. Da, asta, da. Eram curioasă dacă arată la fel de bine și cu ochelari și chiar mi se pare wow, chiar și cu ochelari. Poate chiar mai fain, care te conturează și albul ăla de la ochi, pac, e... îți vine să te uiți de două ori. Să vedem cât de bine îmi sculptează fața conturul acesta de la She Glam. Îs tare entuziasmată. Pac. O să îl aplic aici și aici și în zona asta. Pac, pac, pac. Foarte ușor se aplică. Îmi conturez puțin și nasul și zona asta de aici. Îmi place foarte mult cum se aplică, deci aplicatorul ăsta e superb. Bun, și acum o să iau beauty blenderul și să vedem. Ce fain, se blenduiește cu fondul de ten. Wow! Uitați-vă ce sculpting mi-a făcut la față. Mamă, deci îmi place de numai. Cred că o să îl recumpăr. Pentru că e super fain. Bine, îl recumpăr când mi se termină, desigur. Îți curează și cât de mult mă ține. Pentru că o să-l tot folosesc acum încolo. Îmi place mult de tot. Sper să nu facă coșuri, dar n-am auzit la alte persoane astfel de probleme. Însă o să revin cu review-uri. Și aici să vedem cât de bine se blenduiește. Da, eu zic că foarte bine. Wow! Da, pe ăsta chiar vi-l recomand. E superb. Acum să vedem blush-ul, că sunt tare entuziasmată de blush. Îs tare curioasă și de nuanță. Îs curioasă cum arată nuanța.
Avem aici blush-ul. Ce bine arată. Și cred că liniștit pot să aplic și mai mult contur, dar eu zic că mi-a conturat faza destul. Chiar e destul. Bun. Aplicăm două puncte din astea mai mari, așa. Luăm tot beauty blenderul. Se blenduiește incredibil. Deci îmi place foarte mult cum se blenduiește și eu zic că am nimerit și nuanța potrivită. Chiar îmi place. Eu îl am în nuanța, o să vă mai zic, Love Cake. Îmi place mult nuanța asta. E așa mai roz. Mi se pare o nuanță faină de vară și nu numai. Nu zic că mai îmi plac și nuanțele de blush mai peachy, așa mai spre portocaliu. Dar parcă acum, în perioada asta, îmi plac astea mai roz, mai Barbie. Foarte, foarte fain, îmi place. Efectiv, aproape că ai zice că eu sunt îmbujurată de la mama natură. Dar nu, este un produs care îmi face fața să arate foarte natural și fain. Deci fața mea automat este mult mai conturată. Și totul s-a blenduit foarte bine cu fondul de ten, deci 100% vă recomand aceste produse de la SheGlam. Și blush-ul și condurul lichid sunt niște produse foarte bune la preț accesibil. Așa, mai departe, să continuăm make-up-ul de astăzi. Vreau să testăm împreună powder puff-urile astea, că mi-am și luat o tonă. O să iau unul și vreau să aplicăm prima și prima dată sub ochi. Vreau să îmi aplic tot cu powder puff-ul ăsta și pe toată fața, cu pudra de față. Pentru că am observat că atunci când folosesc un powder puff, îmi rezistă mai mult fondul de ten, respectiv concealerul. Și am zis că ce-ar fi de acum încolo să folosesc acest powder puff pe toată fața. Astăzi testăm și chestia asta. Am uitat să iau excesul, dar cred că e în regulă. Da, eu zic că e ok. Dar parcă tot mi-a intrat în liniile fine. Dar așa se face fain, adică în schimb îmi place că uniformizează frumos aici unde sunt cearcănele, dar nu cred că prea ajută la liniile fine, pentru că mie mi-a intrat în liniile fine. Poate contează și pudra. Eu am pudra asta de la Essence Fix and Last 14 Hour, care să o folosesc momentan, e ok, nu e cea mai wow, dar e ok. Însă, da, mi-a intrat puțin pudra în liniile fine, deci îi ok with powder puff-ul ăsta. În schimb, îmi place că pe față, de exemplu, în zona cearcănelor, se aplică foarte bine, adică mi-au dispărut absolut de tot cearcănele, ba chiar totul este mult mai luminos în zona asta a ochilor și asta mie îmi place. Eu nu am o problemă foarte mare cu liniile fine, așa că mie îmi plac ăstea. Dar, într-adevăr, nu sunt neapărat cele mai profesionale. Așa. Dar înainte să aplicăm pudra pe toată fața, o să vin cu această cerneală de la SheGlam, care te ajută să îți faci pistrui. Nu m-am uitat la absolut niciun tutorial de cum ar trebui să îți faci... Ouleu, ce-am făcut? Nu! În fine. Deci nu m-am uitat la niciun tutorial și nu știu, sper să-mi iasă. Eu vreau să-mi fac pistrui doar în zona asta, așa, a obrajilor. Ok, o să aplic efectiv.
Și pe nas vreau să mai aplic. Ăla e prea mare, dar ce să fac acum? Deci pe nas am cam... Stați să șterg. Așa. Încerc să iau din exces. Tintul acesta are așa o textură apătoasă și cred că asta ajută. Ok, tapotez cu degetele. Într-adevăr se vede, deci se observă că mi-am făcut bistrui. Funcționează. Deci chiar funcționează foarte bine, parcă cel mai bine. Eu v-am zis că mi-am mai făcut pistrui cu creion de sprâncene, dar nu se compară cu acest produs. Îi de 1000 de ori mai fain. Ok, o să-mi fac, nu știu, un pic și pe aici. Iar mi-am făcut prea mari unii dintre ei, așa. Ok. Da, mi se pare că arată super cute. Da, îmi place. Funcționează. O să mă mai interesez eu de cum se fac efectiv pistruii ăștia, dar zic că mi-a ieșit destul de bine. Adică dacă n-ai ști că eu nu am pistrui în mod normal, ai zice că sunt ai mei. Mai ales așa de la distanță. Aici pe nas mi-am pus poate un pic cam mult, dar... Da, acum sunt cu pistrui. Îmi place. Chiar îmi place mult de tot. Un thumbs up și pentru acest produs de făcut pistrui. Iar acum vom folosi Powder Puff-ul ca să îmi aplic pudră pe toată fața. Asta o să mai estompeze puțin din pistrui, dar e în regulă. Aplic. Uai, ce fain! Da, deci clar, de acum încolo o să folosesc pentru toată fața Powder Puff-ul. Și pe sprâncene, pentru că îmi place să fie mate, aplic și pe ochi și peste tot. Wow! Eu chiar sunt tare mulțumită de astea. Nu sunt profesionale, dar își fac treaba. Pentru mine sunt perfecte Powder Puff-urile astea. Așa că eu sincer vi le recomand. Mie chiar îmi plac. Și nu pot să zic că am folosit unele profesionale ca să zic că vai că nu sunt ok. Poate că la fel sunt și alea la alte și... Nu știu. Deci singurul lucru pe care nu l-am văzut să... Îl fac este să îmi evite să-mi intre pudra în liniile fine. Asta nu a reușit, dar nu sunt sigură dacă altele mai scumpe ar reuși. Nu știu ce să zic. Deci, își fac treaba. Oameni, deci îmi place foarte mult. Îmi place cum ia și make-up-ul. Și blush-ul din obraj arată super bine. Și pistrui, conturul, pac, am fața conturată. Cu siguranță o să folosesc de acum încolo produsele astea pentru că sunt foarte, foarte mulțumită. Mai departe, acum testăm niște produse de la Avon. De fapt, nu. Haideți să continuăm cu Shein pentru că mai am highlighterul ăsta de încercat. Și după ce am terminat cu Shein, trecem la Avon. Minunăția asta. Vă aștept să văd cum arată. O să mi-o aplic pe plioape și apoi și ca highlighter în zona asta. Wow! 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 Cât de bine arată! Efectiv, nu vine să cred cât de fain poate să arate highlighterul ăsta.
am făcut cea mai bună alegere să cumpăr make-up-urile astea de pe Shein, pentru că sunt niște produse accesibile care își fac treaba într-un mod minunat. Asta e dovada că nu trebuie mereu să dai banii pe ceva super scump ca să fie fain. Wow! Îmi pare rău că se duce forma aia faină de lună, dar asta e. Uai, ce bine arată! Îs super mulțumită de și de highlighterul ăsta. Aplic highlighterul cu o pensulă tip Evantai în zona asta. Haideți să vedem. Se vede? Așa arată fără și așa e cu. Foarte, foarte frumos, da, chiar se vede. Să vă dau și în partea asta. Doamne, cât de fain! Și mă dau puțin pe nas, că mie așa îmi place, și aici, în zona asta. Super! Arată foarte bine și pe față blush-ul, highlighter-ul. Ei, sunt super happy. Știam că o să-mi placă pentru că i-am făcut un swatch și mi-am dat seama că o să fie super. Își face treaba minunat. Mi se pare că pe față arată natural, iar când îl aplici pe ochi cu degetul, arată așa wow. Zici, wow, cu ce sudat. Știți, e foarte versatil dacă să te gândești, pentru că poți să-l faci să arate atât natural cât și mai... wow, mai extravagant. Mult de tot îmi place highlighterul acesta. Iar acum vreau să trecem la un produs de la Avon. Se numește Glimmer Stick și este în nuanța ametist. Și vreau să-mi fac o linie la ochi. Așa arată. Așa, pe mov. Și o să îmi trasez o linie. O să fie în ton cu rimelul pe care o să îl testăm. Abia aștept. Wow! Vedem ce... da. E așa un mov mai închis. Se aplică super ușor. Mie îmi place să-mi fac liniile la ochi cu astfel de creioane de ochi. Trebuie un pic lucrat, dar merge. Uai, ce frumos! Îmi place. Se lucrează foarte ușor, are o culoare pigmentată. Și mi se pare superb. Așa arăt cu, așa arăt fără linie la ochi. Îmi place. Haideți că mi-o fac și la celălalt ochi. Mi-am terminat și eyelinerul, iar acum testăm rimelul roz de la Oriflame din gama Hypnotic Color. Doamne, sunt așa entuziasmată. Atât am așteptat ca să-mi vină. Îmi pare rău că încă nu mi-au venit și celelalte nuanțe, dar... oricum, mai avem de testat rimeluri colorate. Deja știu că o să-mi placă, pentru că mi-a spus o urmăritoare de-a mea de aceste rimeluri. A zis că sunt pigmentate și foarte faine, deci deja știu că o să-mi placă. Dar haideți să-l deschidem, pentru că pe aștept să văd. Wow, ce roz! Într-adevăr, are un roz foarte pigmentat, exact ceea ce caut eu. Ador, ador, ador lucrurile astea. Deci tipul ăsta de machiaje, le ador. Să vină la mine toate. Haideți să îl încercăm. Îmi place și pensula, pentru că este subțire, ceea ce înseamnă că dă lungime genelor, exact ceea ce caut. Și să nu mai stăm atâta de vorbă să îl aplic, nu? Că...
asta e și ideea. Nu mi-am ondulat genele pentru că îmi place să testez rimelurile și fără să ondulez genele, pentru că știu că nu toți folosim un ondulator de gene. Deja se vede. Deja se vede. Opa, am făcut puțin pe lângă. Așa arată cu, așa arată fără. Doamne, și nici nu am insistat și deja arată atât de fain. Wow. Wow. Ador. Să văd și genele de jos, că nu putem omite genele de jos. Îi superbisim. E efectiv superb. Eu de mult timp folosesc rimelul albastru de la Avon și mereu l-am folosit și la școală și peste tot. Dar acum că au scos și un rimel roz, Doamne, că și pe ăsta o să-l folosesc de numai pentru că arată atât de bine, atât de drăguț și nu știu, e wow. Îmi place, îmi place, e pigmentat, e frumos. E superb, chiar vi-l recomand. Și îi mulțumesc urmăritoarei mele că mi-a scris de aceste rimeluri, pentru că îmi plac de numai. Mulțumesc mult! Le ador! Haideți că îmi fac și celălalt ochi, ca să fiu matchy. Astăzi abia aștept să îmi fac treaba, tot ce am de făcut, parcă altfel îmi fac treburile, pentru că arată așa drăguț cu rimelul ăsta. Doamne. Scrieți-mi în comentarii voi ce părere aveți de culorile astea nebune care au apărut acum peste tot. Că, sincer, eu sunt foarte entuziasmată. Dar sunt curioasă, voi ați purta sau mai bine rămâneți la un rimel negru sau maro? Haideți să testăm și glossul cu sclipiș de la Avon. A fost mare tamtam cu genul acesta de produs în iarnă. Este un gloss pe care ți-l aplici și după aia faci așa cu buzele și apare sclipiciul. Eu l-am luat în două nuanțe, dar acum testăm Nude Surge, așa se numește nuanța, pe acesta nude. Așa arată. Ok. Și efectiv îl aplic. Nu se vede imediat. Adică prima dată doar îl aplici. Eu am încercat în iarnă să fac un DIY cu chestia asta. Am luat un ruj și am cumpărat sclipici și am pus sclipici în ruj, dar nu mi-a ieșit. Așa că mă bucur că am achiziționat acest produs de la Avon. Miroase foarte bine. Ok, așa arată, da? Foarte frumos arată. Chiar și așa, fără sclipiciul ăla. Superb. Acum îl las puțin să se usuce, cred. Și mă apropiu. A apărut sclipiciul. Efectiv, a apărut sclipiciul. Mama mia! A, cât de fainu-i! Doamne! Doamne, cât de frumos! Vedeți particulele de sclipici?
Îl ador. Efectiv, îl ador. Și cât de bine arată și așa de la distanță. E super bisim. Chiar vă recomand și aceste lip gloss-uri. Îs superbe. Haideți să-i facem și un test de transfer. Îl mai las chiar un pic să se usuce. Așa ca idee să știm dacă se transferă sau nu. Nu se transferă. Rujul acesta are efectiv tot ce-i trebuie. Are sclipici, are rezistență și arată superb. E minunat. Avon, ați făcut o treabă excelentă cu acest ruj. Un mare, mare thumbs up. Sunt demachiată ca să nu murdăresc ustensila asta de înfrumusețare. Haideți să o deschidem din pungă și să o testăm. Când am făcut haul-ul de pe Shein, n-am putut să o probez cum trebuie deoarece era machiată. Dar acum haideți să vedem ceva de genul. Și aici trebuie să-mi intre urechile. Cred că îmi pun prima dată urechile. Cum arăt? Mă, că nu stă. Haide. Așa. Și o prind la spate. Dar nu stă. O să încerc să mă întorc. Să... Vedeți, dar unde ar trebui să prind? Așa, de sus, oare? A, așa. Și pe aici trebuie să vină urechile. Și cealaltă parte. Ceva nu-i bine. Mai trebuie să mai încerc o dată pentru că nu-mi reușește. Adică nu știu cum ar trebui să o pun. Părea mult mai simplu când te uitai în poze, dar nu. Deci, mi-am băgat pe aici urechile, dar ideea e că... A, ok. Cred că așa ceva. Ba nu, nu-i bine. Că asta trebuie să vină pe gât. Cam. Dar nu stă. Deci, efectiv, nu stă așa. Ok, am făcut-o să stea și mă strânge. Ok, așa arăt. Bă, nu știu ce să zic, nu știu dacă mă ajută sau nu, deci credeți-mă că îmi strânge urechile atât de tare încât nu mai aud bine. În momentul de față simt că aici am presiune în zona asta, dar cea mai mare presiune o am pe urechi și dacă nu o pun în felul ăsta nu stă, deci nu stă așa la mine. Dar cred că așa ar trebui să stea, dar... Nu știu, avea eu capul prea mic sau nu înțeleg. Oh, e tare obositor. Nu știu, sau nu mă pricep eu să folosesc chestia asta, sau e prea mare pentru mine, sau nu e bună. Nu știu care e faza cu ea, dar nu, eu nu prea o recomand. Nu știu ce să zic despre această chestie. Mie nu-mi place pentru că nu pot să-mi o pun pe cap și dacă... Bine, pot. Dar mă dur urechile prea tare, îmi strânge urechile și asta nu-mi place și nu cred că asta e ideea. Ideea e să mă strâng în zona asta și aici nu mă strânge foarte tare, mai mult urechile.
Nu știu ce să zic despre această ustensilă. Scrieți-mi în comentarii dacă am folosit-o greșit. Poate știți voi mai bine, puteți să-mi explicați acolo. Nu știu care e faza, dar nu prea îmi place această ustensilă de înfrumusețare. Partea asta o să fie foarte distractivă pentru că o să încercăm masca din silicon. Doamne, am emoții la partea asta pentru că o să-mi pun miere pe față. Am înțeles că face bine la ten și mi-e frică să nu mă pătez cu miere, să nu fac peste tot miere, dar asta e, riscăm pentru acest video. Riscăm totul. O să împrim părul cu o bentiță din asta, ca să nu îmi bag miere și în păr. Să sperăm că nu o să se întâmple asta. Ne bazăm pe masca asta din silicon și o să pun puțină miere într-un pahar din asta. Atât. Am pus miere. Yummy. Foarte bună. Și nu îmi găsesc pensula de aplicat măști de față, dar o să improvizez cu capătul unei furculițe. Și îmi pun mierea pe față. Cu ocazia asta vedem și dacă funcționează mierea asta, dacă o să-mi facă tenul mai frumos sau nu. Mă dau și pe nas. Așa. Și în zona asta. Aoleu, sper, aoleu, trebuie să mă grăbesc. Îmi curge mierea deja. O să-mi țin aici un șervețel. Vedeți? Curge! Curge! Și nu ne dorim acest lucru. Ok. Am pus cam peste tot. Putem să pun și mai puțină miere, că mi-a rămas aici în pahar, dar n-are nimica. Bun, gata. Am miere pe față. Să mă șterg rapid pe mâini și luăm asta. Aoleu. Pac. S-a lipit. Super! Uite, și aici îmi protejează peste tot ca să nu picure. Deci chiar de funcționat funcționează. Acum sunt curioasă cum o să se spele, dacă o să reușesc să o fac ca nouă după această procedură. Acum o să stau cu mierea asta vreo 5-10 minute ca să-și facă și mierea efectul. Cu ocazia asta vedem dacă o să-mi arate tenul mai bine după miere. Au trecut deja minutele. Să știți că mie îmi place masca asta atâta tot că vedeți aici vârful nasului nu mi-l acoperă, așa că mi-a picurat puțin pe bluză. Din fericire mierea nu pătează, pot să o bag la spălat și se rezolvă. Dar ăsta ar fi singurul dezavantaj. În rest, dacă nu folosești ceva care curge atât de ușor, e super faină masca asta. Chiar îmi place. Și acum mi-o dau jos. Așa. E plină cu miere, logic. Și mă spăl pe față. Așa arată fața mea. Mi se pare că e mai glowy, parcă deja văd ceva diferență. Mi-am adus gelul de curățare de la clinic pentru că vreau să mă asigur că nu-mi rămâne miere pe față, deoarece vreau să mă machiez astăzi. Iar cu ocazia asta vreau să testăm aceste opritoare de apă de la Shein. Chiar mă bucur foarte mult că le inaugurăm astăzi, pentru că mie îmi place să mă spăl pe față cu un gel de curățare și astea chiar o să-mi fie de folos, dacă funcționează, desigur.
Ok, mi le-am pus frumos. Și acum mă fac cu gelul de curățare. Opritoarele de apă au funcționat de minune, nu mi-a venit apa pe mână, totul este sub control, deci un mare thumbs up pentru acestea. Iar acum spălăm masca, dar să știți că eu am lăsat-o aici în timp ce îmi curățam tenul și deja s-a curățat. Chiar s-a curățat bine de tot, dar pentru aia eu tot o să o mai curăț, ca să fiu sigură că este totul în regulă. Foarte fain, deci chiar se curăță berechet. Gata, este ca nou nouță, o las la uscat și totul este gata de folosit din nou. Îmi place mult de tot masca asta, chiar are un mare thumbs up din partea mea, funcționează exact așa cum a promis. A venit timpul să testăm aparatul de făcut masaj facial de pe Shein. L-am dezinfectat, deci nu vă faceți probleme. Prima dată vreau să-l încerc fără cremă, apoi aplicăm cremă și îl încercăm și în felul ăsta. Se aprinde de aici, de la buton. Nu, nu merge fără cremă. Nu. O să aplic cremă, pentru că nu merge fără. O să testăm cu ocazia asta protecția asta solară de la One Two Free. Este prima dată când încerc o astfel de cremă solară de la ei și sunt tare, tare curioasă să văd cum va fi. Ideea e să se potrivească împreună cu make-up-ul. După ce aplicăm bine crema asta, o să-mi pun și make-up pe față și vă zic cum se așează și așa mai departe. Spune că îți și hidratează tenul, dar și îți oferă protecție solară. Are SPF 50. Trebuie agitat bine înainte de a-l folosi, scrie pe spate, așa arată ambalajul, mi se pare așa drăguț. Place mult de tot ambalajul. Mai scrie ceva? Atâta. Și trebuie să punem 4-5 pompițe. Ok, agităm bine. Ok, cred că l-am agitat destul de bine. Și acum are sigiliu, cred că. Așa, da. Trebuie să dau de câteva ori. 1, 2, 3. Eu zic că ajunge, mai pun încă una dacă simt nevoia. Dar, da, de fapt, da, mai merge încă una. 4. Deci am pus 4 pompițe, fix cum scrie pe spate. Și o pun așa frumos, o masez pe față, întindem bine, bine. Nu miroase strident, ceea ce îmi place. Deci nu are un parfum strident, dar miroase a ceva, miroase a ceva medicinal, ceea ce îmi place. A intrat foarte repede în piele, eu am un ten uscat, așa ca idee. Ăsta este tipul meu de ten. Și, wow, ce glowy arată totul! Îmi place, îmi place ce finish îmi lasă crema asta.
Haideți acum să folosim și acest produs. Mult mai bine, așa, da? Așa mai merge. O cremă. E super, super fain. Da, chiar vă recomand acest aparat de pe Shein. Se simte că îmi masează fața. E și relaxant. Și sigur ajută la drenaj limfatic. Și aici pot să vin. Mă și ajută să-mi intre crema bine în piele. Și merge și așa în jos. Foarte fain. Îmi place, îmi place mult de tot. Și sincer, așa ca prima utilizare, îmi place și crema asta solară. Acum mă duc să mă machez ca să vedem cum se comportă și cu fondul de ten, concealer și așa mai departe. Pentru referitor la acest aparat, sunt foarte mulțumită de el și chiar mă văd să îl folosesc în continuare. Mă machez și revin. Vreau să testăm glimmer stick-ul de la Avon în nuanța Emerald Glow. Așa se numește, este o nuanță de verde. Așa arată. O să-i fac un swatch. Prima și prima dată. Vai, ce drăguț arată! Și o să-mi fac niște linii la ochi. Vai, ce pigmentată e culoarea! Îmi place mult de tot. Stare curioasă dacă o să se potrivească cu rimelurile pe care o să le testez după aia. Vai, ce îmi place! E super fain. Dacă și vouă vă place să vă faceți dungile la ochi cu creioane de ochi, pe asta chiar vi-l recomand. Îmi place foarte mult și nuanța. E ceva mai wow așa. Și se lucrează foarte ușor cu creionul ăsta. Da, îmi place. Și cam așa arată. O să încerc acum să le fac cât de cât egale, dar nu o să mă strofoc prea tare. Ok, eu zic că arată foarte bine. Îmi place mult de tot produsul acesta. Chiar vi-l recomand. Pentru că e pigmentat, se lucrează foarte ușor și e... Iar acum vom testa două rimeluri. Unul de la Oriflame și unul de la Avon, Euphoric Federalite False Lash Mascara în nuanța Navy. Ăsta e ăla de la Avon pe care vi l-am prezentat eu într-un vlog. Și iată că a venit momentul să îl testăm. Așa arată culoarea. Este un fel de albastru mai închis și... Ăsta de la Oriflame se numește Volume Mascara și ia să vedem, avem o gamă? Nu, dar nuanța este 3657 și cam așa ar fi nuanța de roz. Bun, și ce vreau să fac? Eu am văzut în reclama celor de la Oriflame că fata respectivă și-a făcut genele în vreo 3 nuanțe de rimel, în 3 nuanțe de rimel colorat și mi-a plăcut foarte mult cum arată, așa că o să încerc să fac și eu același lucru. O să îmi pun în colț rimelul albastru. Așa arată rimelul albastru. Se vede că e o nuanță mai închisă de albastru, pentru că eu am și rimelul lor albastru mai... deschis, mai nebun așa și e diferit, dar mă bucur că e diferit pentru că na, acum nu vreau să am
două rimeluri la fel și îmi place și nuanța asta, chiar este interesantă. Se vede că e albastru, nu că e negru și asta îmi place. Și acum o să pun aici roz. Ăsta e așa un roz mai, n-a zice pal, dar am și rozul acela mai nebun de la Oriflame. Acela care a apărut acum. Ăsta nu sunt sigură dacă este dintr-o altă, sigur e dintr-o altă gamă. Nu știu dacă a apărut tot acum sau e de mai de mult, nu știu asta, dar sunt game diferite și nuanțe diferite de roz. Astea două ar fi variantele mai normale de roz și de albastru de la ei. Cute! Mm-hmm. Și îmi place foarte mult cum îmi fac genele. Le alungește și le dă și volum. Asta e un plus. Ia uitați. Și cam asta ar fi diferența. Îmi place foarte mult și varianta asta de roz și de albastru. Sunt așa mai domolite când vrei să fii un pic mai fancy, vrei să ai puțină culoare la ochi, dar nici nu vrei să exagerezi cu o culoare nebună. Cam asta ar fi aceste două variante. Mie îmi plac ambele, și varianta mai nebună de la culorile astea, dar și varianta mai domolită. Eu pe ambele o să le folosesc de acum încolo. Și jos o să fac fix același lucru. În zona asta mă fac cu roz. Și în zona cealaltă mă fac cu albastru. Hopa! Prea mult... arată. Și acum o să mă fac și în partea cealaltă. De data asta o să încep cu nuanța roz. Așa arată look-ul final. Doamne, mie îmi place foarte mult și cum se îmbină cu verdele acela. Într-adevăr, nu sunt rimeluri atât de pigmentate. Ei au și variante mai pigmentate. Atât Avon cât și Oriflame au rimeluri colorate mult mai pigmentate ca variantele astea și eu sunt mulțumită de ambele pentru că poate unii dintre voi vă doriți un rimel colorat care să nu fie așa de pigmentat, să nu aibă o culoare atât de nebună. De asemenea, există poate printre voi care vreți o culoare mai pigmentată, care să se vadă, să o purtați la un festival, la o petrecere și atunci puteți opta pentru un rimel așa mai... nebun. Eu ambele variante și mă bucur foarte mult. Eu sunt mulțumită de ambele. Îmi place și cum arată varianta asta mai domolă așa, dar și varianta lor mai wow. Da. Place. Chiar dacă am testat deja împreună cu voi uleiul acesta de buze de la Avon, care are sclipici în el, este nuanța Shimmering Petal. Vreau să mi-l aplic acum pe buze pentru cei care poate nu mi-ați văzut vlogul respectiv și vreți așa ceva. Eu sunt efectiv uimită de acest ulei de buze de la ei. Mi se pare că seamănă leit cu Dior. Este un dupe pentru cel de la Dior și îl folosesc, îmi place enorm de mult. Nourishing Lip Oil cu sclipici. Au și o variantă fără sclipici, dar pe aceea nu am testat-o. Ah, oh, ce bine miroase! Ia uitați cât de frumos este! Îmi face buzele să arate atât de bine. Îl ador! Așa arată. Da, sunt mulțumită și de... tușul de la ochi, respectiv creionul de ochi, de rimeluri și de acesta.
Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă da, nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să meritați și mie acest lucru. Apăsați și pe butonul de subscribe ca să deveniți parte din familia asta minunată. Să știți că nu costă absolut nimica. Abia aștept să ne revedem la următorul clip. Să aveți o zi minunată. Pe data viitoare!